pozele. Am revenit, acum o să rugăm pe Alin să prezinte câteva fotografii din cele care le-a adus și în stânga acolo să le privesc, să le comentez. Da, da, da. S-a făcut astăzi în sala Consiliului Județean, să vedem cum au ieșit. Da, este momentul în care mi s-a dat mie cuvântul, momentul în care mi s-a înmânat titlul de cetățean și aici sunt aspecte cu domnul președinte, aici cu Lucian, deci suntem... Da. Ce m-am bucurat foarte mult că au fost prezenți, au fost și din partea prefecturii și din partea primăriei, Mădălina de la prefectură, domnișoară subprefect. Sunt amintiri Camelia Șușco de câte ori în didactica, nu mi-a fost alături și am organizat. Da, am trăit un moment unic în viața mea și mă bucur pentru asta și mulțumesc încă o dată celor care au făcut posibil acest moment și acest eveniment. A fost o prezență care m-a onorat și mi-a dovedit că niciodată nu ești singur pe lumea asta dacă ai prieteni și dacă ai colegi adevărați. Minunat! Felicitări pentru Luce Popa, pentru... Da, da, într-adevăr. Pornire. Domnul rector. Da, 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 da. Îl salutăm și pe dânsul. Mulți invitați în sală. Toate lateralele din birou oval ocupate. M-am bucurat și le mulțumesc celor prezenți. Am înțeles că următorul care va primi acest titlu va fi domnul profesor universitar Constantin Falcă. Nu, titlul a fost Belodedici, urmează să aibă ceremonia. Da. Și după aceea știu că a depus proiect de către domnul Țigla pentru domnul Constantin Falcă și Nicolae Sârbu. Da, da. Au fost făcuți cetățeni de onoare a municipiului și a județului unii care au venit doar când și-au luat diploma. Și dacă nu se respectă să fie primit, înmânat acest titlu pentru cei care merită, ajunge să fie bagatelizat. Și ar fi păcat pentru valoarea și numele celor care au muncit o viață întreagă, o carieră pentru a ajunge la acest titlu de onoare. Deci am vrut să continuați, domn profesor, cu alte activități, pentru că aveți aici, punctez da. Un fapt care m-a călăuzit în activitatea mea de director, pentru că un director trebuie să fie lider, manager și administrator. Faptul că totdeauna m-am bazat pe ceea ce, pe triunghiul managementului calității totale. În managementul calității totale sunt trei elemente. Cei trei C. Nu știa nimeni în triunghiul acela echilateral ce înseamnă C-ul. Cunoștințe, competențe, pentru că în școală, în facultate primești cunoștințe, acumulezi competențe pentru tine, dar zice că cele mai importante sunt ceu din dreapta, conexiunile. Să știi în viața și în activitatea ta să faci conexiuni cu oameni de valoare, cu instituții puternice, cu prieteni adevărați, pentru că atunci vei avea adevărata reușită. Iar în cursurile de formare colegilor mei, ceea ce am prezentat și în vizita de studiu la Caserta Regia de lângă Napoli, unde Silvio de la Corte vroia, Tudore, te iau formatorul meu, pentru că i-a plăcut, zice, tu ești Leo Triangle, că am lucrat tot cu triunghiurile, le prezentam pentru elevi și cadrele didactice, totdeauna în activitatea lor să aibă în vedere triunghiul Deming,
un mare pedagog, psiholog, un triunghi care are iarăși trei litere, CDA. Ce faci în școală? Predai elevului cunoștințe. Îl ajut să-și formeze deprinderi. Mulți nu știau, dar ce-i cu aula, CDA? Aptitudini, abilități? Nu. Atitudini. Deci să-l înveți pe copil, pe elev, pe student, ca pe baza cunoștințelor acumulate, a competențelor care le are, să știe, deci elevul, să, deci CDA, să ia atitudine. Atitudine și... Asta e o artă. Este o artă. Eu le spun și acum multor elevi de-ai mei, mă, am sperat că după Revoluție că veți veni voi acum și veți schimba și veți face lumea asta mai bună. Pentru că eu așa v-am învățat, să fiți voi înși vă, să știți să luați atitudine când trebuie. Domn profesor, nu mai avem timp de așa ceva. Toată lumea e sub presiune, e sub stres. Credeți că numai asta? Sau nu vreți să spuneți? Sunt mulți factori, Vali. Ce e supreș? Da. Trăim în acest stres și această presiune continuă pentru că nimic nu e ușor în viață. Absolut. Lucian Blaga, știi ce spunea? Și că nimic nu e ușor în viață, ușor nu e nici cântecul. Roa dimineții reprezintă sudoarea privighetorii care a cântat toată noaptea. Asta se întâmplă și acum. Și asta auzi de la profesor de matematică. Ce păi spuneai tu cu paradoxul. Când am prezentat în didactica în 92 concluziile pe atelierul matematică la sala Lira, că acolo s-au desfășurat de la Caransebe și am venit noaptea, mă rugase Teo Moldovan, era inspector la vremea respectivă, Nea Vasile Băurescu plecase la Bocșa, director la liceu. Am ținut... Veneam cu ghițul iosifonic lui Emil Moise de la Caransebeș, eu eram șofer, Emil era cam greu în fața mea și îi spunea lui Ghiță, bă, Dorele, nu lui Ghiță, Dorele, așa cam trage pe dreapta mașina asta. Ghiță, eu mai trage în jurătură. Și mi-am făcut până la ora 3 noaptea concluziile pe care le-am prezentat și am făcut o pledoarie pentru matematică. Este matematica o disciplină aridă? Articol care a apărut în școala caraseverineană, în care am făcut conexiuni cu muzica, cu poezia, pentru că matematica e o simfonie coerentă a infinitului. Iar Dan Barbilian spunea că undeva există un loc luminos unde matematica se întâlnește cu poezia, cu muzica. Am realizat acest sincretism al artelor, aminteam la liceul de artă, după ce am prezentat părintele didacticii din Karl Haas, din Austria, directorul Institutului Pedagogic, Goethe, știi ce a spus? Zice, domnule, uite, acum m-am convins că nu este un paradox că un profesor de matematică este director la un liceu de artă. Am continuat și eu. Da, nu e un paradox, pentru că în muzică și în artele plastice, exactitatea, precizia, algoritmul trebuie să existe. Și mi-a confirmat acest lucru maestru Sabin Păuța. Ultimii trei ani am zis, hai să văd ce se mai întâmplă în liceu și am predat matematică. A văzut că am abătut, coboram la profesori, păi știți cu matematica asta, mă, trebuie să le spun că ei nu știu că eu am terminat liceul de mate fizică, îmi spune maestru. Mă, eu și acum când compun, văd logaritme în baze diferite, văd șirul lui Fibonacci, zic, maestre, veniți și mai spuneți-le, pentru că eu, păi, de la liceu nu-i stresam cu matematica, îi puneam să facă proiecte despre matematică, despre artele plastice și mi-au descoperit elevi, domn profesor, am descoperit că Pitagora a fost cel care a descoperit primul instrument muzical, monocordul, instrumentul cu o coardă, zic, da, și după aia a apărut a doua, dar zic, bă, copii, când tragi pe cele două corzi, una mai lungă, mai scurtă, care dă suflet, sunetul mai înalt. Deci așa am lucrat cu liceenii de la artă și le-a plăcut. Și așa acum mă întâlnesc cu ei, au ajuns să fie la operă în Timișoara, la filarmonică în Timișoara și pretutindeni unde mă întâlnesc pe mulți, nici nu-i mai recunosc, ei s-au maturizat, s-au schimbat. Dar este o mare bucurie. O bucurie pe care nu pot să o exprim în cuvinte. Dar spuneam că nu mi-a fost ușor. Și spunând că nu mi-a fost ușor,
pentru că am fost călăuzit de un motou al lui Gabriel José García Márquez, care afirma: am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Cred că asta am făcut. Este un principiu care m-a călăuzit. Un principiu care m-a călăuzit și pe care l-am prezentat colegilor mei, elevilor mei, că acolo unde ești, de ce trebuie și cultură generală și învățământul de specialitate în profesia care ți-o alegi? Trebuie pentru că te ajută pe mai departe în viață, cultura generală, pe cei din învățământul de specialitate. Pentru că florile frumoase eu am învățat de la mama mea, și asta le spun și elevilor mei, că mi-a citit o primă carte când nu eram elev, nu intrasem la școală. Cartea se numea Genoveva de Brabant. O da, carte unde din care spune că florile frumoase cresc și printre spini, iar virtuțile cele mai alese prin necazul se câștigă. Poate le remarci mai da, interesant când le vezi între spini, remarci frumusețea lor. Spuneați, domn profesor, cu urcușul ăsta pe da, platoul muntelui. Când am citit citatul ăsta din scriere noastră, mă gândeam dacă chiar la toți e așa. Pentru că și mă gândeam la mine, la cariera mea. N-a fost chiar frumos urcușul pentru cariera mea. Pentru că am prins vremurile care după armată am intrat în școala de ofițeri și a fost un program foarte rigid înainte de 89, pe lângă examenul care a fost diabolic, deci am fost din cara să venim 62 și am intrat 2, așa. După aceea a urmat un program de militarie, de nu doresc generațiilor actuale să primească o asemenea porție de militarie ca să ajung ofițer. Deci, Valin, asta m-a și întărit. Armata te învață multe. M-a întărit după armată, deci încă o armată. Da. Da. M-a întărit și m-a făcut așa să am o personalitate care să nu dau voie, domn profesor, să nu dau voie să apropie cu riscul de a fi catalogat, îngânfat, încrezut, dur, fiecare, să nu dau voie să se apropie de mine decât cine consideram eu că merită. Pentru că eu am știut cum am ajuns ofițer, da? Și eu zic că a fost o rețetă reușită pentru mine, dar pașii în cariera asta de ofițer, pentru mine și colegii mei din București la acea vreme n-au fost deloc ușori. A fost foarte greu, am avut un program de nedescris. Doamne, ai învățat în primul rând ce înseamnă ordinea și disciplina. Eu puteam să scap de armată ca susținător de familie. Da. Căsătorindu-mă, cum eram susținător bine de familie. Da. Și am făcut la 01184 la Bacău, am făcut armata. Pentru că știam eu, am spusese o prietenă: bă, un bărbat care n-are armata făcută, ăla nu-i bărbat. Da. Am ținut cont și de, într-adevăr, un adevăr. Armata mi-a prins bine, armata, nu școala de ofițeri, pentru că eu, fiind singur la părinți, copilul șefului de post de la Tecvaniu Mare, eram obișnuit cu libertate de asta. Da, 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 da. Și a trebuit să mă încorseteze cineva să mă pună la punct. Ei, și dar după aceea ce am pățit încă 3 ani la școala de ofițeri la București, a fost greu. Foarte greu. Da, și dacă ar fi să... Asta te până la urmă te da, șlefuiește așa într-un fel de a respecta semenii tăi, de a respecta viața, da, da, de a respecta tot ce e frumos și mai ales adevărul. Așa. De asta n-am putut și nu pot să, și nu voi putea să tac niciodată
pentru prezentarea adevărului, pentru că ăsta sunt, ăsta e aluatul care s-a plămădit. Și dacă aș reveni la școală acum, da. Pentru mine a vorbit despre școală este echivalent cu urcușul și escaladarea celui mai înalt pisc al unui munte, de unde ecoul strigătului școala te face mare, se probagă peste munți și văi, răspunzându-mi și acum. Școala este tot ce vezi și tot ce auzi. Școala este viață. Dumneavoastră ați prins vremurile când ați fost răsplătit pentru eforturile care le-ați făcut pentru școală, dar în ziua de astăzi, cât să mai respectă ca cei care merită și termină o școală pe valoarea lor și pe să fie puși în locul cuvenit? Eu cred că sunt. Sunt încă momente unde adevărata valoare este promovată. Deci mai avem și cadre didactice și tineri deosebiți și elevii ăștia pe care mulți îi blamează și tot ce apare. Da. Avem valori deosebite, trebuiesc promovate, trebuiesc încurajate, trebuiesc motivate. Dar acest lucru nu-l poate face oricine decât omul de la catedră. Se vorbește foarte mult, programele sunt încărcate. Sunt, mai trebuiesc. De mult am scris în Tribuna Învățământului un articol non multa sed multum, adică nu mult, dar puțin și bine. De ce trebuiesc? Pentru că și ai nevoie de școală și dascălul are rolul important. Pentru că am un citat aici al lui Simeon Mehedințu, care spunea la vremea respectivă, dar e valabilă și acum, școala nu o face reforma. Că tot vorbim de reforme, legi și reforma nu o face ministru, inspectorul, ori directorul, ci numai ce oficiază zi de zi la catedră. Deci începe de jos, sigur, în sus. Nu directorul are rolul lui și eu, care am fost și director, am menegeria cum trebuie, am fost și un bun gospodar în instituțiile mele, dar consider că am fost și unul din liderii care s-au bazat pe două adevăruri. Dacă acțiunile tale îi inspiră pe alții să viseze mai mult, să învețe mai mult, să fie și să devină mai mult, atunci ești un adevărat lider. Și mai buni. Da, și mai buni. Iar Albert Einstein spunea, liderul este acea persoană care reușește să scoată simplitate din dezordine, armonie din dezbinare și oportunitate din dificultate. Albert Einstein. În traducere mai populară, care pe lângă știința care o are, le are și cu pedalele. Da. Albert Foarte Einstein, important. Care a întrebat, deci un student al lui, dacă crede în Dumnezeu, a dat următorul răspuns, a circulat și pe internet foarte mult răspunsul lui. Zice, da, eu cred în Dumnezeul lui Spinoza. Spinoza, din antichitate, care știi ce a spus? Și căutați-L pe Dumnezeu într-o floare, într-o pasăre, într-un animal frumos, într-un pom înflorit. Căutați-L într-un nor, căutați-L în cer, căutați-L și pe pământ. Dar în primul rând căutați-L în voi, pentru că Dumnezeu e în noi, nu spune și Cartea Sfântă, eu sunt în voi și voi în mine și minunile pe care le-am făcut eu și voi le puteți face, dar trebuie credința voastră să fie foarte mare. Și aici, apropo de credință, mama mea și soția mea, devotate familiei, dar și cu credință desăvârșită, eu sunt convins că astăzi, de acolo din ceruri, m-au privit și pe mine și copiii mei și s-au bucurat. Mă credeți că astăzi, la ora când știam că sunteți acolo, știam situația decesului soției cu COVID-ul, când a fost COVID-ul, da? Mare durere. Când doamna a fost Maria și n-a fost, Minodora a fost un plan. N-a rezistat, da? Acestei pandemii. N-au vrut ei să o facă. Și ce frumos ar fi fost să
să fie și ea, să, pentru că împreună se potrivește și la perechea voastră, se potrivește că în spatele unui bărbat puternic e o femeie mai puternică. Da. Elena Minodora, Dumnezeu să o odinească. De câte ori ascult. Floarea de colț, mă gândesc la ea. Melodie frumoasă. Da, hai să nu... Ne-au trecut emoțiile, dar oricum, sufletul meu... Absolut. Nu mai îl știe. A fost da, jumătatea sufletului, nu? Foarte pe scurt să vorbim și despre editurile care le-ați făcut la diferite reviste, materiale didactice. Da. Am scris foarte mult și în presa locală. Dar în revista didactică Nova a Caselor Corpului Didactic, în revista Universul Școlii, în Tribuna Învățământului, deci am atâtea materiale pe care le-am scris documentându-mă, le-am scris cu sufletul, propunând idei novatoare. Mai sunt copii pe la Casa Corpului Didactic, probabil mai sunt copii la Jurnalul de Caraș, Ziarul Timpul, 24 de ore, Sud-Vestul, în care am scris, dar am scris și în presa centrală. Poate că astea adunate și acumulate undeva ar fi putut face obiectul unei promovări. În ce sens? Pentru că eu data trecută ți-am prezentat acest medalion literar editat la Craiova, în care alături de Tavi Doclin și alții de noștri apar și eu, am cochetat și cu poezia cândva, și domnul Gheorghe Alexandru era directorul editurii, mi-a spus: ești membru al Uniunii Scriitorilor filiala Craiova. N-am mai urmărit, n-am mai să văd, chiar există un document undeva la Uniunea Scriitorilor, la Uniunea Jurnaliștilor, prin ceea ce am scris? Cred că nu, pentru că niciun nu le-am adunat, n-am depus dosare unde ar fi trebuit să le depun, dar poate că era și ăsta un moment de recunoaștere și de ajutor, pentru că se primește un anumit ajutor, am înțeles. Comoditatea și de azi pe mâine. Da, nu, eu nici n-am știut despre așa ceva, da. Dar nu, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am, pentru tot ce mi-a dat, da. Și nu vreau decât să mă iubească El, pentru că... Și să vă prețuim noi. Noi vă prețuim și iată și astăzi s-a dovedit. Pentru că cineva spunea următorul lucru, că adevărata măsură a vieții unui om nu se poate obține decât prin lipsa de măsură, dorind fără măsură, îndrăznind fără măsură, iubind fără măsură. Dar Dumnezeu manifestat în noi, asta ar trebui să se vadă în fiecare om. Dumnezeu manifestat în noi este cea mai de preț măsură a vieții noastre. Pentru că Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Cine răsplătește cu vârf și îndesat, prin simpla noastră acceptare, fără cârteală, a tot ceea ce ni se întâmplă zi de zi. De-aia trebuie să-i mulțumim lui. Și nu doar când ne dă ceva, ce l-am rugat și când dorim ceva. Așa este. Și da, să fie o permanență. Da, da. Oricum, copiii trebuie motivați și educați și în spiritul moralei creștine. Le-am spus eu și câtorva politicieni. Aminteai de președintele Băsescu, care a fost la Reșița, așa am avut o discuție cu dumnealui. Printre altele propuneri, că așa, eu am învățat și să iau atitudine și să spun, îi spuneam și următorul aspect. Domnul președinte, hai să nu uităm de morala creștină în politică. Să fie promovată și morala creștină. Și ce spunea domnul președinte? Da, că am dreptate. I-am mai spus eu multe lucruri. Nu vreau să dezvolt alte subiecte. Nu. Nici eu nu vreau să-mi stric noaptea. Nu. Dar trebuie. Trebuie pentru că trăim parcă într-o lume nebună de legat. Și mergem spre
nu știu ce să zic, dar înclin să cred că Dinu Olărașul, ce spune într-o poezie a lui și un cântec al lui, chiar dacă lumea e un pic anormală, chiar dacă anii sunt grei, sau cine știe ce războinică ială nu mai suportă chei, atâta ispită strălucitoare, atâtea planuri, atâtea chin, iar ai uitat că lumea e făcută din foarte puțin. Și tot el continuă. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieteni în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec, de ajuns și puțin infinit. Da, dar când înțelegi acest lucru? Da, îl înțelegi după un anumit timp. Dar depinde maturitate. Da, dar eu să-ți spun, deci din copilăria mea, mama mea a fost o bună creștină. M-a educat în acest spirit al moralei creștine. Am câteva aspecte, nu vreau să le dezvolt acum. Dar, sau vis-a-vis de politică. Înainte, când se organiza Olimpiada, sâmbăta, duminica eram, mergeam pe alee foarte, să intru la liceu, domnul Popa Mircea, bă, de acolo, unde te grăbești? Mă duc, venise Liviu Spătaru, era deputat. Veni la mine, bă, bă, a venit, să nu te bagi în politică, de acolo. M-am dus, Liviu, la un moment dat, discutând amândoi, băi, prietene, dar opțiunea ta politică care este? Zic, bă, Liviu, un dascăl, dintotdeauna a fost un social-democrat. Eu, ca profesor de matematică, știu și ce înseamnă liberalismul. Meditații, muncă individuală cu elevul. Dar mama mea m-a educat în spiritul moralei creștine. Și mi-a părut un mediu, mi-a plăcut un mediu curat. Și un ecologist, băi, du-te, ce tu ai tot corolarul spectrului. Dar zice, de astfel de oameni avem nevoie în instituții. Când se schimbă guvernul, când vine un nou program de guvernare, îl ia pe-l vechi, ori îl pune în sertar mai jos, sau îl duce în arhivă, îl preia pe cel care te asigură coerență și continuitate. Continuitate. La noi nu se întâmplă asta. Din păcate. Dar câte legi s-au schimbat și în învățământ și pe toate legi, din cauza Dar asta. Dar ce trebuie nu se schimbă? Asta, din păcate. Din păcate. Trebuie întărit statutul cadrului didactic și statutul elevului și elevul și mai ales părinții să nu uite că libertate înseamnă și responsabilitate și respectul față de aproapele tău, că dacă ție ți-e bine, dacă aproapelui tău este bine, trebuie să-ți fie Părintele și ție bine. Părintele trebuie să se ocupe și el puțin mai cu atenție de să nu lase pe bunici. Ia, sunt părinți care sunt afară, da, da. Asta e dezastru, dar, da. Dar responsabilitatea nu e numai pe cadrul didactic și ne pomenim cu surprize mari. Mari de tot, pentru că e ruptura asta. Școală, familie, comunitate, sigur, societatea, sigur. Ce face și societatea. Și mass media are o mare influență Absolut. Asupra educației. Nu promovăm tot felul de reclame, nu promovăm tot felul de abuzuri și crime și tot ce se întâmplă în lumea asta și în țara asta. Că ăstea nu clădesc. Mă uitam la o reclamă. Nu contribuie la... Mă uitam la o reclamă care se potrivește exact cu accidentul din 2 mai de la Mare. Cu o mașină decapotabilă, să se uite telespectatorii să vadă, seara, o mașină decapotabilă cu vreo 4 indivizi, cu ochelari de soare, cu gumă de mestecat, cu șepcile de întoarsă, cu cozoroc aici, să nu iardă la cerbel, să nu se scurcircuiteze, și o muzică adecvată, exact cum erau echipați tinerii în mașina lui Tembelul ăla, care a omorât pe cei doi tineri. Da. Din păcate, exact, da. După reclama aia îi a acuz și accidentul. Mai avem mult? Nu mai avem mult. Puțin, dar am înțeles că păi, acolo niște versuri. Mă gândeam ceea ce vroiam să închei astăzi, dar am crezut că li se mai dă cuvântul din sală câtorva care vreau să vorbească despre mine. Vroiam după aceea eu în final să închei cu o poezie a lui George Popovici.
Poezia cred că este, a mai trecut un an, dar începe așa. Trecuta anii cum trec clipe, și buni și triști și fericiți. Am adunat în suflet multe gânduri, chiar dacă tâmplele mi s-au albit. Din anii care au trecut, și buni și triști și minunați, am adunat în suflet câte un chip ce m-a făcut să nu mă schimb. Din anii care au să vină, și buni și triști și minunați, voi lua la mine în suflet doar un gând, că n-am trăit degeaba pe pământ. Ce frumos și adevărat! Domn profesor, eu din suflet mulțumesc pentru prezență, pentru efortul care l-ai făcut astăzi. Iar noi ne bucurăm de la TV Banat că, iată, am participat și noi la acest eveniment unic, memorabil în viață, în viață pentru care ai ars atât de puternic și pentru școală, pentru învățământ. Și nu uitați, dragii mei, ceea ce spunea și titlul emisiunii noastre, ați avut aici în față un exemplu, mai ales generația aceștia tine, un exemplu de reușită în viață și să nu uitați un mare adevăr, că școala este pomul cu rădăcini amare, dar cu fructe dulci. Toate eforturile care se fac în școală vor fi răsplătite dacă sunt făcute cu seriozitate. Mă uit numai o dată la tineri ăștia care văd de 16 ani, 17 ani, 18 ani, puțin la număr care mai vezi săpând șanțuri prin șantierul ăsta, reșița permanentă, și mi-e milă, mă doare sufletul de tinerița lor și mă gândesc, Doamne, ce au putut să facă, cum au putut să-și rateze viața ca să ajungă ei, pentru ei prea târziu. Pentru ei prea târziu, dar pentru cei care au părinți responsabili și pentru cei care trebuie să înțeleagă că maturizarea și înhămarea la școală va da rezultate. Dacă nu, rezultatele sunt foarte, foarte dureroase și foarte triste pentru viitorul lor. Mai ales la ceea ce ne dă să trăim în ziua de astăzi, în această țărișoară. Da, școala este un izvor de apă vie, da, din care trebuie să bei apă, nu să faci gargară. Gargară, da. Cu ea. Mi-a plăcut și am pus și titlul călătoriei noastre. Pentru că, da, în școală înveți o lecție și mai multe, apoi dai un test. În viață ai de dat un test care te învață o lecție. Cine are impresia că fentează școala, că vânător de note, că e șmecher, merge. Dar nu are un final fericit și sigur, absolut. A vădit viața la foarte mulți chestia asta. În final, totuși... Mulțumesc, da, Banat TV, mi-ați fost alături dintotdeauna. În sufletul, mintea și în inima mea rămâne Banatul de Munte. Și Reșița. Rămâneți voi, Reșița, Oravița, da, chiar dacă sunt în Timișoara. Sunt legat de acest județ și de oamenii de aici. Și de colegi, prieteni. Și mai treceți pe aici să vă încărcați bateriile. Și eu mai trec pe aici, ca să-mi încarc bateriile totdeauna de la, da, Timișoara. Foarte pe scurt la Timișoara. Fug la Oravița, unde încă mai există casa socrilor mei. La Oravița, unde e și mama mea înmormântată, sunt bunul și buna. Mi încarc bateriile și mai plec pe Valea Almăjului spre Herculane. Da. Sau dacă plec la Timișoara și o iau pe Valea Timișului și ajung pe Valea Cernei, am acolo oameni cu care câte sunt acțiuni sigur am organizat, sigur, și câte lucruri frumoase cărora le mulțumesc tuturor, pentru că nu există loc mai frumos foarte decât Banatul scurt, de Munte. Foarte pe scurt, cum trece timpul la Timișoara? Fai de mine, foarte repede. Deci foarte repede, nu simți.
nu simți. Pentru că tot timpul, hai, deci ce se întâmplă acolo și dacă mai ai și de mers, și de circulat și de umblat, e ceva de nedescris. Și preocuparea principală a unui bunic responsabil, nu? Da, dar nu mi-e greu și o fac cu plăcere. Cum să fie greu? Nu mi-e greu și o fac cu plăcere atâta timp cât el, când este întrebat ce îi place lui, ce obiect mai spune că matematica. Și apropo de... Deci noi am făcut școală de șoferi cum trebuie cândva, pe vremuri, nu luni de zile, începând la mecanică și circulație. Dorel al mai duce dimineața, că liceul Lenau e aproape de finanțe, Florin la fel, norul mea toți, îi spune Dorela, măi... Le transmit și lor da. Multă sănătate, sărbători luminate. Zice, domnii cum e? Tot ce-ți doresc. Ce zici tu? Auzi, Duța, cum ne duce bunul, nu mă duceți nici care. Oh, mi-a crescut sufletul. Bunice-s bunic. Că eu, deci adrenalina încă o am, instinctele, simțul, da, și nu suport greșelile din trafic, de multe ori nu tac. Și spun, bunul, adrenalina înseamnă că eu sunt atent. Știu bunul, da, da, de multe ori el... Bunul, claxonează-l pe ăla, tu vezi cum, sau pe aia, că sunt multe, 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 dar Timișoara deja e un conglomerat și o aglomerație, oameni buni, nici la embargo n-a fost așa ceva. Care pe care? Nici o disciplină în trafic și niciunde. Și multe și multe. Noi am avut aici pregătite, dragii mei, întrebări, multe coli de hârtie cu activitatea pe care desfășurat-o într-o piață, în 45 de ani. Vă dați seama că puteam să vă țineți aici, să vă ținem până dimineață pe la orele știrilor, dar am căutat așa să mai umanizăm puțin dialogul, pentru că mai de suflet, așa, pentru că tot ceea ce a făcut în viață profesorul Tudor Deaconu a fost pus cu ștampila sufletului și a lucrului bine făcut. Vă mai aștept, domnul profesor, cu mult drag. Cu drag, Vali, cu drag. Vă mulțumesc mult. Ne auzim și la telefon. Mulțumesc și Corneliei. N-am putut să-i onorez o invitație la cafeaua de dimineață în ianuarie. Nu-i târziu niciodată. Da, niciodată nu-i târziu. Da. Știu, știu. E mai greu de la Timișoara, plus că am misiunea timpul săptămânii. Hai, sâmbătă probabil că mai pot să ajung. Da, așa, în zilele săptămânii când de grădiniță, că școală nu e... Școală, da, și copiii sprinși și ei cu ale lor, dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Noi am pierdut, multe familii din Reșița care au trebuit să se ducă după copii să fie acolo ajutor la nepoți. Da, 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 așa multe e. Multe familii cu așa nume e. Și renume care s-au mutat în Timișoara și care, dacă ne urmăresc, le transmitem tot ce mai frumos în familiile lor, sănătate și dumneavoastră, dragi prieteni, până marța următoare vă spun la bună revedere, cu sănătate. Și încă n-am stabilit exact ce va fi marța viitoare, dar sper să fie ceva interesant. Astăzi s-a legat cu acest premiu care l-a primit pentru o viață, pentru o carieră, domn profesor Tudor Deaconu. Ne-am bucurat, am fost și noi, cum s-a spune, la zi. Slăvit să fie Domnul, că Cel ne-a dorit lumină și ajutorul, să ajungem la sfârșit. Domn profesor, sărbători luminate, alături de cei dragi și, nu în ultimul rând, o dedicație muzicală cu școala. Mulțumesc, mulțumesc, Vali. Despre școală, mulțumesc. Ritmată, o melodie care am ales-o împreună cu inginerul Alin Dumitrescu. Mulțumesc. Și azi în toamna care
M-am dus cu flori la învățătoare. Când am pășit îndrăgostită de lumea cărții infinită, trecut au anii într-o clipă. Am desfăcut a mea aripă și zborul lin m-a dus departe, la căpătii având o carte. Juvaierii cei mai buni fac din oameni mici minuni și sclipim în umbra lor, scumpii noștri profesori, scumpii noștri profesori. Juvaierii cei mai buni fac din oameni mici minuni și sclipim în umbra lor, scumpii noștri profesori, scumpii noștri profesori. Sau să cred în bine, să dorm pe carte în loc de pernă, să-mi fie dragostea eternă. Și pașii mei au prins putere din vorba lor cu mântuire și sfatul doamnei profesoară, desfățări bile și zboară pe frunțile ușor plecate. Stau lauri grei și nestemate, ce nu se văd, dar sunt cu mile și ne-au vegheat copilările. Ajuns am azi pe cult de glori, de jos ne admiră profesorii, dar locul lor e sus în astre, sunt geniile vieții noastre. Juvaierii cei mai buni din oameni mici minuni și sclipim în umbra lor, scumpii noștri profesori, scumpii noștri profesori. Juvaierii cei mai buni fac din oameni mici minuni și sclipim în umbra lor, scumpii noștri profesori, scumpii noștri profesori. Până unde merge trenul ăsta oare? Nu e nicio gară, nu știu unde să cobor. Și mă tem că poate vagonii mai tare, până mâine seară și mi-e tare dor. Să cobor la tine, să cobor, doar o clipă gară dacă ar fi. Să cobor la tine mi-este dor, să cobor.